Maică născătoare de Duh Sfânt, cea cu trup neîntinat, prin care însuși Dumnezeu s-a întrupat. Cea ce grăbești a sări în ajutorul celor în nevoie și faci minuni pentru cei ce se închină ție. Maică, nu e creștin care să fi căutat la tine alinare și să nu fi aflat bunătatea inimii tale. Și iată-mă acum și pe mine, cel ce cu nădejde se încrede în binefacerile tale. Căci cu credință neslăbită, dar și cu nevoință neîmplinită, îți cer să mă izbăvești de cele grele ce apasă pe trupul și pe sufletul meu. Scapă-mă de toate grijile mele care mi fură liniștea și mă împiedică să împlinesc în tot ceasul voia lui Dumnezeu. Și nu mă lăsa să pășesc pe drumul deznădejdii și al rătăcirii, ci vechează Tu asupra mea, Fecioară Sfântă, și prin darul Tău cel înainte vederii, ferește-mă de orice rău ce ar putea să-mi stea în cale. Dar nu mă feri de minunile Tale și de toate cele ce sunt de trebuință pentru mântuirea sufletului meu. În numele Fiului Tău, Duh Sfânt întrupat și fără de păcat. Amin. Maică născătoare de Dumnezeu, Fecioară aleasă a Duhului Sfânt, cea ce ești mai cinstită decât serafimii cei cu șase aripi, ia aminte la nevoia mea și dăruiește-mi acea minune pe care o aștept în viața mea. Bucură-mă așa cum ai bucurat pe atâția care ție ți s-au închinat și înfăptuiește cele de trebuință sufletului meu. Apără-mă așa cum ai apărat pe cei împresurați ce la tine au căutat ajutor și mângâie-mă așa cum i-ai mângâiat pe cei ce în nevoie numele ți l-au strigat. Prea curată Fecioară și Maică a lui Dumnezeu, Tu cunoști dorința mea, cea pentru care mă rog acum ție, și știi cât de important e pentru mine ca aceasta să se împlinească. Sufletul meu nu își găsește liniștea, iar trupul meu așteaptă înfierbântat o minune, Maică bună, și mă încred că mă vei ajuta și că puterea Ta, cea făcătoare de minuni, mă va izbăvi de golul ce și-a făcut loc în inima mea. Maică, în numele Fiului Tău cel prea curat și în veci lăudat, împlinește-mi dorința cea care mi-a furat liniștea, ca să pot da mărturie minunilor Tale. Amin.